Spitalul Croazei, cam așa este descrisă unitatea medicală din Petroșani de pacienții care sunt internați aici. Un bărbat a reclamat condițiile de groază în care stau internați cei doi copii minori ai săi, saltele murdare, vănițe vechi și mobilier stricat. Bărbatul susține că în cursul nopții s-au rezolvat toate problemele, acum fiind mulțumit de actul medical. În spital am găsit niște saltele foarte, foarte vechi și murdare și am cerut să mi se schimbe cel puțin mie salteaua și mi s-a spus că da, dacă acceptați o saltea care e folosită la cei cu diarie continuă, adică la cei care sunt cu enterocolite. Dar asta nu înseamnă că era și murdară, că nu cred că vă dădeau murdară. Nu, e vorba că odată ce este o saltea care a fost folosită la cei cu diarie, înseamnă infecție intraspitalicească. Nu că e murdară, e infecție curată. Deci, din câte știu eu, o saltea care este folosită la cei care au diarie continuă, au bacterii, microbi și de acolo se trage infecția intraspitalicească și nu vreau să păzesc așa ceva, pentru că de-aia e foarte ușor o iei, dar scapi foarte greu, dacă scapi. De ce afecțiuni suferă copiii dumneavoastră? O tuse seacă, este, am zis, o viroză și efectiv se necau cu aer. Acum sunt bine, mulțumesc că sunt chiar bine, nu bine 100%, dar încă mai este de făcut tratamentul. Sunt foarte mulțumit ca și actul medical, da, este de nota 10. Deci mulțumesc domnilor, doamnelor doctori care s-au ocupat pentru copilașii mei și sunt foarte mulțumit din punctul acesta de vedere. De nota 10, deci jos pălăria. Dar în schimb nu este o... Nu se lucrează, adică este lipsa de comunicare, într-un cuvânt. Dar problema dumneavoastră s-a rezolvat? Da, s-a rezolvat, s-au schimbat saltele peste noapte, s-a făcut o transformare radicală, e totul ok, mai trebuie doar mobilierul schimbat, dacă se va putea, și e chiar, da, se și vede de aici mobilierul. Mobilierul este vechi. Este vechi din 1974, da. Dar nu e vina spitalului. Nu este vina spitalului, e adevărat. Eu tot am zis, pe mine m-a deranjat numai chestia cu salteaua. Iar salteaua care am avut-o eu și dormea copilașul meu pe ea, era cu niște arcuri ieșite, care eu le-am arătat domnului director aseară, aceste arcuri care ieșeau în spatele copilului. Și eu i-am pus un prosopel, atâta tot, ca să doarmă pe ele. La nivelul administrației locale, Tiberiu Iacobriții, primarul municipiului Petroșani, a convocat o comisie care să analizeze situația din spital. Am luat această decizie de a constitui o comisie de control strict pe ceea ce înseamnă secția de pediatrie de la Spitalul de Urgență, să vedem exact ce s-a întâmplat acolo și care este situația reală. Dumneavoastră ați alocat și bani ca primărie. Da, anul trecut am alocat bani pentru renovarea secției de pediatrie și tocmai de aceea unele dintre imaginile care au apărut în urma discuției pe care am avut-o cu domnul manager, se pare că sunt mai vechi, deci nu corespund realității. Unele dintre ele, unele sunt adevărate. Spitalul este în procedură de reparație capitală și anul acesta am primit fonduri pentru atât reabilitarea clădirii, cât și pentru achiziția de aparatură medicală. Managerul unității medicale cunoaște problemele cu care se confruntă unitatea medicală, însă acesta este de părere că unele dintre afirmațiile bărbatului au fost nefondate. A fost vorba de o serie de probleme, parte reale, parte mai vechi, de pe secția pediatrie. Începând cu anul trecut, septembrie-octombrie, am început o acțiune de rearanjare și reîmprospătare a secțiilor spitalului. Am început cu pediatria, care e secția cea mai sensibilă, unde s-a făcut partea de zugrăvire, partea de instalații sanitare. Acum, în 2015, urmând să continuăm cu o rearanjare, dacă vreți, a mobilierului și ulterior să continuăm cu celelalte secții, luându-o de sus în jos, cu partea de zugrăvire și la fel cu partea de mobilier. Problema care într-adevăr am avut a fost legată de o serie de saltele care puneau probleme, în primul rând fiind vechi. Din punctul de vedere al imaginilor care au apărut pe o serie de televiziuni cu acele cădițe, problema este rezolvată de anul trecut, de când s-au emailat. Asta este. În ceea ce privește saltelele, puteți rezolva total problema? În ceea ce privește saltelele, o luăm, așa cum am spus, cum am început cu zugrăvitul, vom începe și cu partea de mobilier și de cazarmament. Încercăm, în măsura posibilităților, să rezolvăm.
Secția de pediatrie al Spitalului de Urgență din Petroșani a fost modernizată în cursul anului trecut. Nu este pentru prima dată când la posturile centrale de televiziune sunt prezentate imagini care înfățișează groaza din Spitalul de Urgență.